Această emisiune vă este oferită de compania Erbașu. Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit la Strategie în alb și negru, emisiunea care aduce șahul mai aproape de casele dumneavoastră. Sunt Delia Duca Iliescu și vă invit să vedem pentru început care sunt noutățile. Andrei Negrean este vicecampion european la sub 10 ani. Campionatul european pentru juniori de anul acesta a avut loc în sistem hibrid, cu jucătorii prezenți în mai multe locații de unde au jucat online. Lotul țării noastre a numărat în această prestigioasă competiție desfășurată în acest an, în condiții speciale, numai puțin de 32 de sportivi. Andrei Negrean, pe care l-ați cunoscut recent chiar aici, în platoul emisiunii, a obținut vineri medalia de argint în cadrul acestui important concurs continental la categoria sub 10 ani, cu un scor de 7 puncte și jumătate din 9 posibile. În vârstă de 9 ani, Andrei este legitimat la Clubul Central de Șah din București, fiind antrenat de Luminița și Ionuț Cosma, precum și de Cristian Ionescu. Felicitări! La Vaslui se desfășoară, începând de duminica trecută, divizia A la șah. 7 echipe duelându-se pentru cele 2 locuri care permit accesul în Superligă, cea mai importantă competiție intercluburi de anul viitor. Au mai rămas doar câteva ore până când vom afla care sunt cele 2 echipe care vor promova. Divizia A reunește anul acesta numeroși jucători de top, la startul competiției fiind chiar șahistul numărul 1 din lista României, Constantin Lupulescu, cel care a ales să facă parte din echipa Clubului Sportiv Universitar ASE București, unde pe masa a doua joacă Mihnea Costachi, invitatul nostru din ediția trecută. Nu este o surpriză astfel că echipa din București conduce detașat în clasament, fiind practic deja calificată în Superligă, iar șanse la locul 2 mai au în acest moment echipele cluburilor LPS Satu Mare, Sergentul Vaslui, Otopeni și Gloria Buzău. Data trecută, invitatul nostru, Mihnea Costachi, v-a propus această diagramă cu enunțul albul mută și câștigă în 2 mutări. Practic, este o situație de Zugzwang, în care albul joacă o mutare, nu amenință niciun mat, dar la oricare răspuns al negrului vom vedea că există un mat, chiar dacă negrul are 19 posibilități de a juca, totuși la fiecare mutare își creează o slăbiciune și astfel albul poate să dea mat la cea de-a doua mutare. Această diagramă a fost chiar premiată în revista unde a fost publicată în anul 1889. În poziție, mutarea era turn H1, destul de subtilă, dar vom vedea că are un rol dublu de a elibera câmpul H2 pentru eventualele maturi din damă și din nebun, în funcție de răspunsul negrului. Iar apoi am putea să luăm fiecare piesă a negrului, să vedem că la fiecare mutare avem într-adevăr un mat, deci este o blocadă completă. Începând simplu cu acest pion din C3, observăm că deja negrul și-a creat o slăbiciune și putem să dăm mat cu calul în D3. Cum spuneam, noi nu amenințam nimic. Dacă negrul ar fi putut să spună pas, în această situație albul nu are niciun mat, dar ca în orice situație de Zugzwang, fiecare mutare ne permite un astfel de mat. Observăm, de exemplu, din acest nebun, dacă ar juca până în G5, în acest caz și-ar bloca acel câmp și avem acel mat de care povesteam cu dama în H2. Iar dacă se duce și mai departe cu nebunul până în H4, de data aceasta ne putem întoarce, să înaintăm cu turnul până în H4 și este mat. Nu puteam să jucăm turnul acolo înainte, bineînțeles, din pricina nebunului. Dacă negrul decide atunci să se oprească cu nebunul în F6, astfel încât să controleze și acel câmp și nici să nu-și blocheze în G5, își creează altă slăbiciune, a închis accesul turnului și avem dama F5 cu mat. Mai departe, dacă ar juca nebun până în E7, închide accesul turnului și avem E3 cu mat. Așadar, și-a epuizat toate posibilitățile de a juca pe acea diagonală, iar dacă ne capturează acest cal, pleacă de pe diagonală și este exact ca atunci când a jucat în H4,
a pierdut practic controlul acelui câmp și avem turn H4 cu mat. Din acest nebun nu mai are unde să joace. Ajungem astfel la turn. Vom vedea că indiferent unde mută turnul, avem și în acest caz la mat, la cea de-a doua. Până la urmă, maturile sunt foarte ușor de văzut. În acest caz și-a blocat câmpul E3. Putem să plecăm cu nebunul și avem nebun H2 mat, tocmai pentru că am plecat inițial cu turnul. Dacă juca doar până aici, am fi capturat acel turn și din nou avem un mat prin descoperire. Cum spuneam, o diagramă compusă cu adevărat spectaculoasă. Și la acest... pe acest câmp în E5. Ne uităm ce slăbiciune și-a creat și de această dată. Vedem că înainte dama noastră controla acel câmp, deci nu mai este obligată să stea pe acea linie și se vede ușor matul de această dată, dama G4 și așa mai departe. La turn E7, nebunul nu mai are acces pe câmpul H4, este același mat ca atunci când a plecat de pe acea diagonală. Celălalt turn, de asemenea, ar bloca accesul nebunului și avem matul cu calul pe D5, mat pe care nu-l aveam înainte. Aici maturile se văd ușor mai departe din turn, iar la nebun, indiferent că joacă în D5 sau că ne capturează nebunul din H7, pleacă de pe diagonală, pierde controlul și avem cal de 5 mat. Iar în încercarea de a juca nebunul doar până în F7 sau în E6, își blochează accesul turnurilor și avem maturile pe care le-am văzut anterior în cazul în care au fost blocate turnurile cu celălalt nebun și anume la nebun E6, de exemplu, avem E3 cu mat. Aceasta a fost diagrama, o mutare subtilă, turn H1, în urma căreia, la orice răspuns al negrului, am avut un mat. Astăzi, la șahul de poveste, vorbim despre Atalik Ekaterina. Ekaterina s-a născut în 14 noiembrie 1982 în orașul Kirov din Rusia și deține deocamdată titlurile de maestru internațional la masculin și mare maestru la feminin. S-a remarcat încă din adolescență, câștigând campionatul european de șah pentru junioare sub 16 ani în anul 1997. Este deținătoarea unui coeficient ELO de 2420, clasându-se pe locul 42 în topul mondial feminin și pe locul 1 în topul feminin din Turcia, țara pe care o reprezintă după ce în 2005 s-a căsătorit cu marele maestru Suat Atalik și a obținut astfel cetățenia turcă. A ocupat locul 2 chiar în urma soțului ei la cel de-al treilea campionat mediteranean de șah desfășurat în 2006 în Antalya și a fost declarată campioană mediteraneană la feminin. Iar în aprilie 2006 a câștigat campionatul european de șah feminin, desfășurat de asemenea în Turcia, la Kuşadasi. Ekaterina Atalik este dublă campioană națională a Turciei în 2008 și 2016, iar acum și campioana a Superligii României, după ce a fost captată în echipa Clubului Sportiv Universitar ASE București, reușind un scor impresionant de 9 puncte și jumătate din cele 10 partide disputate. Mai multe despre evoluția ei în turneu vom afla direct de la invitata noastră, Andrada Popa, conducător al echipei Clubului Sportiv Universitar ASE București, în cadrul Superligii recent încheiate. Doamnelor, domnilor, a venit momentul să discutăm cu invitata noastră de astăzi. Este vorba despre Andrada Popa, manager PR al Clubului Sportiv Universitar ASE București, membru al Comisiei de Comunicare a Federației Române de Șah și capitanul echipei campioane din Superliga Feminină, toate acestea la doar 21 de ani. Andrada, bine ai venit în platoul emisiunii și îți mulțumesc pentru prezență. Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație. Andrada, ai fost la Superliga cu cele mai mari emoții acolo, în calitate de capitan al echipei care s-a clasat pe locul întâi. Cum ați reușit la doar a doua participare un astfel de rezultat spectaculos? Am avut noroc să întâlnim oameni care își doresc foarte mult să ridice șahul românesc, oameni care sunt devotați, oameni care își doresc să vadă performanță în România la nivelul la care sportivii români pot să o ofere și astfel am reușit să facem o echipă suficient de puternică încât să câștigăm titlul la feminin. Sperăm anul viitor și la masculin.
Vă urez succes. Am discutat cu invitatul despre aceste planuri, cu invitatul din ediția trecută și cu siguranță cu astfel de echipă se vor califica. Aș vrea să știu cum a fost pentru tine, în calitate de șahistă, faptul că nu ai jucat de această dată, când te uitai la partide, aveai acel sentiment că ai vrea totuși să intervii? Da, chiar am avut sentimentul că aș vrea să intervin, de cele mai multe ori la criza de timp. Este o emoție mult mai puternică în momentul în care ești pe margine, în momentul în care îți vezi jucătorii, în momentul în care vezi că de acea partidă depinde soarta meciului și cu toate astea tu nu poți să faci nimic, poți doar să te uiți. Chiar nimic. Știu că au acest drept capitanii de a accepta sau nu remiză, nu? Da, capitanii au dreptul de a accepta sau nu remiză, dar doar dacă este propusă. În calitate de capitan nu ți se permite să propui remiză, spre exemplu, chiar dacă meciul se va câștiga. Nu ai voie niciun fel să intervii în timpul partidei, ai voie să răspunzi doar cu da sau nu la propunerea de remiză. Nici măcar jucătorul nu are voie, conform regulamentului, să-ți solicite remiza. Jucătorul trebuie să întrebe arbitrul, arbitrul trebuie să întrebe capitanul, capitanul se poate pronunța doar cu da sau nu. Am înțeles. Deci jucătorul, dacă nu este, de exemplu, informat că o remiză ar fi suficientă pentru câștigul echipei, nu are cum să afle această informație. Exact. De la capitan. Exact. Au fost și astfel de situații. Am trăit această situație chiar la Cupa României, de fapt, nu la Superliga, când se juca ultima partidă împotriva clubului Arnia CSIT, despre care am spus că ne-a mai pus probleme, ne-a mai furat, între ghirimele, medalii. S-au clasat pe locul al doilea și acum. Da. Am pățit, aveam nevoie de egal. Se jucaseră deja două partide, una s-a câștigat de noi, una s-a pierdut. Un egal ar fi fost suficient pentru a lua argintul 100% și pentru a putea juca pentru aur în rundele ce urmează. Mai juca doar junioara, care nu știa faptul că ne este suficientă remiză, avea damă în plus, avea și un avantaj la timp, cred că de acolo au pornit emoțiile acestea speciale legate de timp. Și a jucat până în ultimul moment, când i-a picat stegulețul. Și ați ratat astfel meciul. Și am ratat, astfel am pierdut și argintul și orice șansă de a mai lua aur în, da, în ce să facem, regulile trebuie respectate, nu? Dacă nu poate să intervină în acest fel capitanul. Avem imagini și de la turneele unde ai participat. Noi șahiștii te cunoaștem foarte bine, dar pentru telespectatorii noștri, dacă ne poți povesti cu ce te ocupi? Știu că ești studentă în anul 3 la cibernetică. Da, sunt studentă în anul 3 la Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică din cadrul ASE, specializarea informatică economică. Pe lângă asta, sunt manager PR al clubului CSU ASE. Eu mă ocup de tot ce înseamnă CSU ASE în viziunea celorlalți, tot ce înseamnă pagina de Facebook, comunicate și așa mai departe. Am și o colaborare cu un club de șah din Miami, Chess Guides, în cadrul căruia antrenez copii începători și urmează să mă hotărăsc pe ce vreau să mă specializez după terminarea facultății, cât timp voi vrea să mai dedic șahului, cât timp voi dedica meseriei, dar cu siguranță șahul va fi prima opțiune. Dragostea pentru șah este ceva care nu ne părăsește pentru tot restul vieții, dar mă bucur că ai și multe alte activități, că există cineva cu inițiativă în acest domeniu de comunicare. Până la urmă, în șah este foarte important să facem și acest lucru, să comunicăm lucrurile minunate care se întâmplă în lumea șahului. Știu că antrenezi și am văzut cu cât drag vorbești cu micii șahiști pe care îi antrenezi. Vom avea și noi ocazia să învățăm câte ceva de la tine astăzi, dacă ne vei arăta o partidă, am înțeles, de la Superliga. Da, va fi o partidă cu foarte mari emoții pentru noi. A fost jucată de Ciolacu Alesia, cu piesele negre, împotriva Mariei Iughina, cu piesele albe. A fost o partidă emoționantă pentru noi, întrucât a fost prima partidă a Alesiei din Superliga. Ea a venit mai târziu, doar în a doua jumătate a turneului, și era foarte important acel meci de debut, foarte important spiritul cu care ea a intrat, venind mai târziu, jucătoarele erau deja încălzite, ea nu a mai jucat o perioadă considerabilă după campionatul național. Și este o presiune foarte mare atunci când joci direct
pentru echipă. Da, da, la echipe presiunea se simte mult mai mare, pentru că dincolo de partida ta pierdută este vorba de rezultatul echipei. Și atunci emoțiile sunt mult mai mari. Abia așteptăm să vedem această partidă. Chiar la Șahul de Poveste am vorbit despre o membră a echipei voastre de la Clubul Sportiv Universitar ASE București. Ați avut în echipă și o șahistă din altă țară, așa este? Da, este vorba despre Atalăcă Ecaterina, performerul, cum l-am numit noi, al Superligii. Ea a reușit 9 jumătate din 10 partide. Ar fi reușit 10 din 10, părerea mea. În ultima rundă a dat remiză pentru câștigarea echipei. Din nou, echipa avea nevoie doar de un egal pentru a câștiga. Deja câștigasem o masă și... Practic și-a sacrificat rezultatul ei personal de 100% perfect, pentru a fi da. Sigură că aduce medalia de aur, că ajută la aducerea acestei medalii de aur echipei. Da, chiar cred că Ecaterina ar fi luptat până în ultimul moment dacă am fi avut nevoie de asta, dovadă toate partidele pe care le-a disputat cu mai mult de 5 ore. Noi ne bucurăm, bineînțeles, că aceste echipe, în aceste echipe joacă șahiștii noștri din România, cei care sunt cei pe care îi cunoaștem cu toții, dar este absolut regulamentar ca fiecare echipă să aibă și astfel de invitații. Așa este? Da, este regulamentar și este chiar bine, zic eu. Asta am încercat și noi în cadrul CSUAS, pe lângă studenți, pentru că în principal clubul s-a axat pe studenți. Am încercat să ducem cei mai buni jucători ai României pentru a-i motiva și pentru a-i inspira pe studenți și pe... coechipierii noștri să-și atingă potențialul maxim. Spre exemplu, a zis Mihnea în ediția trecută că el încă nu a ajuns mare maestru. Este momentul perfect să stea lângă mari maestri și să aibă parte de motivația și de inspirația necesare. Pentru că este evident, juniorii noștri au toate calitățile, au nevoie doar de un impuls, să-i împingem puțin de la spate, să-i ajutăm. Da, și este, bineînțeles, nevoie de fonduri pentru a aduce astfel de jucători în echipele noastre. Este un lucru bun, poate telespectatorii noștri știu acest lucru, că în alte sporturi sunt aduși întotdeauna în competițiile pe cluburi sportivi foarte valoroși și din alte țări și avem și noi ocazia să facem acest lucru în cadrul cele mai mari competiții pe echipe din România. Ați demonstrat că a fost cu succes și abia aștept să văd și componența echipei de anul viitor. Până atunci, Andrada, îți mulțumesc foarte mult că ai fost aici alături de noi cu aceste gânduri și te-aș ruga să mai rămâi, să ne și arăți câte ceva din acea partidă care s-a jucat la Superliga. Poate învățăm și noi cum a luptat Alessia Ciolacu până în ultima clipă pentru a câștiga acel punct. Până atunci, doamnelor și domnilor, urmează cugetarea regelui. Nu căuta o mutare, nici chiar cea mai bună, ci un plan realizabil. Așadar, avem ocazia de a vedea o partidă disputată chiar în cadrul Superligii recent încheiate. Alessia Ciolacu a jucat cu piesele negre, așa este? Da, Alessia a jucat cu piesele negre împotriva Mariei Iughina cu piesele albe. Aceasta este poziția obținută, să spunem, imediat după deschidere, deși deschiderea încă nu este încheiată complet. În această poziție, albul ar fi putut să joace cal F3 și să intre într-o poziție egală de italiană, dar totuși a preferat să joace nebun G5. O mutare... interesantă, să-i spunem. Albul nu dorește să pună calul pe F3, într-un viitor probabil să joace E4. Alessia a răspuns cu H6, nebun H4 pentru a ține în continuare calul legat pe F6. Negru l-a jucat D6 și aici că albul ar venit cu cal D5. Ideea lui cal D5 este în continuare să pună presiune pe F6. Ce cred că s-a întâmplat aici? Cred că Maria Iughina a subestimat puterea lui G5. G5 fiind o mutare foarte puternică în poziția aceasta, după nebun G3 care este forțată, nebunul alb nu prea are câmpuri. Mai departe, după nebun G3 s-a jucat calia D5 și s-a capturat cu nebunul pe D5, după care albul a jucat dama F6. Își continuă dezvoltarea. Pentru la Alessia, da. Da, Alessia a jucat dama F6, Maria Iughina a continuat cu dama D2.
Alessia a propus schimb de nebuni. Ideea negrului în această poziție este să joace contra nebunului din G3, care nu are câmpuri, și să încerce să schimbe piesele active ale albului. Maria a luat în C6, s-a luat cu pionul și aici s-a ales rocada mare. Opțiune interesantă, am spune, având în vedere că este deschisă coloana B, că nebunul alb atacă în A2. Interesantă, dar puțin riscantă. Destul de riscantă, da, iar în continuare negrul are nebunul acela slab pe G3, care nu poate să vină să apere flancul damei în cazul în care este necesar. Alessia a și profitat de pionul gratis, a capturat în A2, moment în care adversarea ei și-a dat seama că trebuie să facă ceva cu nebunul din G3 și a încercat un H4. Din păcate, prea lent pentru poziția în care se află. Probabil mai interesant ar fi fost să încerce un C3 de 4 sau un cale 2 de 4, ar fi fost probabil mai rapid. Alessia nu a... Să lupte în centru. Exact, da, să lupte în centru, să încerce să deschidă diagonala nebunului. Alessia nu a vrut să deschidă diagonala nebunului, a jucat G4, adversara H5 și Alessia turn B8. O mutare complet naturală, pune turnul pe coloana deschisă, atacă către rocada adversă. Da, o mutare naturală, turn B8. Da, iar albul a răspuns cu C3. Moment în care devine interesantă partida, deoarece negrul poate să vină puțin mai repede către rocada albă, care pare că se slăbește încet încet. Dama E6, cale 2, probabil încearcă dorește să încerce un D4, dar este puțin cam târziu, deoarece urmează mutarea nebuna 3. Nebuna 3 este o mutare interesantă, deoarece la bătaie se amenință turn B1 și dama B3 mat. De aceea albul nu a putut să capturese. Nu poate să accepte acel sacrificiu. Exact, a împins pionul C4 ca să amenințe să ia nebunul, acum nu mai există dama B3. Alessia, bineînțeles, a văzut, a mutat nebunul și aici albul își pune calul pe legătură. Alessia continuă să preseze nebun B3. Aici albul își sacrifică calitatea într-un mod interesant. Poziția lui lasă de dorit și pare că nebunul acesta de alb, câmpuri albe, ar putea să fie mai puternic chiar decât turnul acesta, întrucât ar putea să scape de mat odată cu schimbarea pieselor. Și joacă dama E2. Încearcă să vină către flancul regelui. Alessia joacă dama C8. Dorește să-și aducă și dama în joc, moment în care adversarea ei joacă cal B1. Probabil o mutare de apărare. În continuare își lasă turnul în priză, dar de data aceasta Alessia îl va lua. Negrul nici nu avea nevoie să-l ia din prima, dar până la urmă totuși este o calitate. Da, și a luat turnul. Albul a capturat. Iar acum piesele albului nu joacă. Piesele albului nu joacă și deja este o poziție extraordinar de bună pentru negru. Urmează dama A6 cu amenințări. Iar aici albul a făcut ultima strigare, a încercat ultima idee. Dama ia G5 în speranța că la un moment dat va reuși un șah etern, poate. Dama 1 a urmat la negru. Dama G7, singura idee albului. Turn F8 și-a apărat turnul. Și acum ultimul strigăt a fost nebunia E5, care, deși nu rezolvă nimic, probabil a sperat că după deia E5 și dama ia E5. Și totuși șahurile damei nu sunt suficient de periculoase pentru a pune probleme exact. Negru. Exact. După rege D8, rege C8, albul nu mai are nicio scăpare, nici nu a mai continuat de altfel să dea șahuri, s-au mai jucat două mutări și albul a cedat. Așadar, Alessia a reușit să câștige această partidă și astfel să contribuie la victoria clubului, victoria echipei al cărei capitan ai fost. Mulțumim, Andrada, pentru această lecție minunată și mai am o rugăminte să și propui o diagramă telespectatorilor. Desigur! Așadar, diagrama propusă, doamnelor și domnilor, Andrada, cu ce îi provoci pe telespectatori astăzi? Albul mută și dămat în două mutări. O diagramă cu puține piese. Îți mulțumesc pentru această propunere, îți mulțumesc pentru prezența în emisiune și te aștept cu mare drag și cu altă ocazie.
Și eu vă mulțumesc. Așadar, doamnelor și domnilor, vă invit să ne trimiteți rezolvarea diagramei propuse de Andrada prin e-mail la adresa șah@realitatea.net. Cei mai fideli telespectatori primesc la sfârșitul fiecărei luni câte o tablă de studiu individual al șahului Magne 2D. Ediția de astăzi a ajuns la final, dar va da o întâlnire tot aici, la Realitatea Plus și sâmbăta viitoare de la 10:30, când vă aștept cu un alt invitat cu noi diagrame și povestiri din lumea șahului. Iar până atunci, nu uitați de gimnastica minții. Emisiune oferită de compania Erbașul.